Bine v-am regăsit! Să mergem direct la penultima pagină din romanul nostru de astăzi și să ne întrebăm despre ce oraș poate fi vorba malipans, care ar fi Bucureștiu. Orașul pe care vi l-am arătat, prin care v-am preumblat atâta, această așezare de heruvimi căzuți într-o rână, vai de mama lor, un oraș al jumătăților de măsură, a ființei de fapt, Jum jumătate mărșaf, jumătate îngeri, acest oraș de nevolnici, plăpânzi, cum le zicea mama, pur și simplu n-ar exista. Un oraș e, plin de gropi, catacombe și fantome, în care călcăm împreună pe, pe un pământ miroțind îngrozitor, călcând și strivind sub pașii noștri cadavre de oameni care poate că nici ei n-au -au existat sau peste hoituri de lupi în care mișună milioane de viermi, viermi albicioși de grosimea unui deget, scărmânând neobosit în carnea putredă de fiare, într-un cuvânt domnilor, un oraș în care poate nici eu nu am existat și po poate că eu, autorul, sunt doar proiecția gândurilor mele ticăloase. Cam asta este o parte din stil cel sobru, fiindcă mai are și un stil ludic. Autorul nostru, care este un tip misterios, Toma, Florin Toma, un om pe care îl, îl știu de peste 20 de ani care are numai 58 de ani, care acum aflu cu plăcută mirare că până 1985 a făcut împreună cu Dan Grigorescu ediția aceea minunată din caloc Cagatonului Petru Comarnescu, un autor care scoate o dată cam la 5-6 ani cărți bizare, precum în 2005 moștenirea familiei roman iar în 86 a avut la Cartea Românească, deci în 86, peisaj cu fluturi noaptea. Florin Toma, de fapt, este un, uh, un autor singular la noi, nu cred că mai există un asemenea tip care să marieze umorul din Lewis Carroll, Alice în Țara Minunilor, cu patafizica lui Eugen Ionescu, cu urmuz, și dacă vreți un termen așa mai... Mai riscant, un umor a la Pantera Roz. Orașul jumătăților de înger este, de fapt, o utopie sau o uh, distopie. Suntem proiectați oarecum într-un spațiu orwellian, dar nu chiar așa, un fel de viitor aseptic de science fiction, mai mult fiction decât, uh, decât science. Practic, este o parabolă a lumii noastre, o lume în care totul este. Uh, Curat ca un laborator, ca o farmacie, dacă vrem, dar în care ochiul vigilent, un ochi nevăzut, dar omni-atent și omni-potent ne, ne chidează. Nu poți să faci dragoste când și cu cine vrei, dragostea nu mai este sexualizată, este o prietenie, un fel de agape, de fără uh, margini. Într-un cuvânt, avem sindrofii cu uh, scriitori avem dezvirginări de ciobănițe. O, o pagină memorabilă de, de, altfel. Sinucigași din, din amor, anchete șarjate, totul este oarecum într-o levitație. Nu știi cât e real, cât este invenție a lui. Dacă vrem să vedem o parabolă, ar fi că lumea noastră de astăzi seamănă cu un imens mecanism, în care totul este pus la punct într-o liniștea noastră, în care toată, toată forf forfota de, din pivnise este lăsată acolo și totul este într-un fel de oral-anti, bezmetic, ghidat de niște instituții care se cheamă ICOC, adică Institutul de Cercetări Îndreptat împotriva oricărei conflagrății. Deci aceste o pace veșnică sau Consorțiul Național al Liniștii Publice sau Oficiul Național pentru Colore, Colorarea vieții, fântâna bunei dispoziții, institutul de cercetare a văzduhului, liceul de fete surde, garda pentru controlul prieteniilor, în sfârșit, depozitul de oameni în vârstă. O fantezie care nu te face să râzi decât pe alocuri, și care, de fapt, îți cam încrețește epiderma, pentru că este o lume atât de, bește, de bizar, de minunată, încât fiecare dintre noi se simte, așa cum spune el, ca un înger căzut într-o rană. La revedere!